lângă mine încă patru autori din antologie, mi s-a alăturat și Corina Sabău. Despre ea nu am apucat să spun, despre fragmentul ei, mai bine zis, dintr-un roman la care lucrează de ceva vreme și care simt eu că va fi un roman foarte puternic, de foarte mare forță. Și o să-i rog pe toți dacă vor să ne spună câteva cuvinte, dar în primul rând pe Diana Bădica, cu ea vorbisem dinainte. Diana Bădica e un autor, cred că cel mai perfecționist, dacă pot spune astfel, din această antologie. Ea lucrează foarte mult pe texte și sper că antologia asta să fie un imbold să dea drumul cât mai repede la volumul pe care știu că îl pregătești. Mulțumesc! Bună seara! Treaba asta cu perfecționism ar trebui să însemne faptul că am dat două proze, de fapt. Eram atât de disperată că mie nu-mi plăcea nimic, încât până la urmă i-am dat Andrei altă proză, asta care apare în volum. E a doua mea încercare de a fi aici, deci mulțumesc frumos. Mă gândeam că să fie mai simplu să vorbesc, dar acum nu mi se mai pare așa de ușor. Da, Tudor, îți vorbești tu după mine. Sunt mezina acestui volum și, spre deosebire de ceilalți, deocamdată nu am debutat într-un volum de proză scurtă sau cu un roman scris pe mine. Sper să-mi fac curaj, da, și să apară într-adevăr cât mai repede. E o plăcere pentru mine să fiu aici și să vorbesc acum, deși am mari emoții și mi se pare că nu spun nimic frumos, așa că o să vă invit să citiți. Mulțumesc! Și o să rog pe Tudor acum să vorbească, nu-mi place să fac pe moderatorul.